Bună seara și bine v-am regăsit la punerea pe gânduri, vă spune Lea Berzuc. În această seară, alături de mine în studiu, se află invitații mei, Marius Chivu de la Dilema Veche. Bună seara! Bună seara, Lea! Și Maria Balavaj, muzician și vocea proiectului Avangard. Marius, bă, bună seara! Bună seara! Marius ne face în acest număr al dilemei vechi o invitație interesantă, explorează, visează, descoperă. Marius, tema aceasta, după cum vor descoperi și cititorii, are o poveste interesantă. <laughs> nu o poți spune măcar pe scurt ca să ne trezești, să trezești, să le trezești celor care n-au citit acest număr, să le trezești apetitul? Uh, are un background acest dosar, uh, să zicem, din trei zone. Unul personal, pentru că eu însă mi-am făcut uh, o călătorie în Himalaya și am descoperit ce înseamnă să pleci și să călătorești în lume altfel decât în locuri apropiate, cunoscute, europene și prin uh, agenții. Uh, doi, pentru că noi am mai avut un dosar despre călătorii și cititorii l-au apreciat foarte mult și ne-au zis am vrea să, să, ne mai dați idei unde putem pleca de acasă, ce să facem în timpul liber, cu un concediu, din vacanță și așa mai departe. Și atunci am revenit cu, cu o temă din Dintr alt, abordate dintr-un alt punct de vedere iar în al rând e și o temă nostalgică pentru că s-a terminat vacanța s-a dus vara, suntem aproape de iarnă și am zis să prelungim cumva uh, perioada așa de post uh, post vacanță printr-un printr dosar care să ne facă cumva să, să visăm la următoarea și să ne dea idei. Așa că are o bătaie, zicem, în mai multe direcții dosarul acesta. Ascultându-te, ascultându îmi vine în minte o întrebare, deci există această poftă de a călători a românilor? Fără îndoială, de fapt, în ultimii ani românii descoperă meseria de turist se călătorește destul de mult. Asta um, și ca o consecință a mai multor factori, să zicem. Unul, pentru că s-au deschis granițele fiind în Europeană, putem călători foarte ușor. Uh, există acum firme de, care oferă zboruri aeriene low cost și atunci iarăși costurile dintr-o dată de zbor în Europa și în alte zone sunt mult mai mici. S-a dezvoltat industria turismului în toată lumea și implicit în România. Au apărut foarte multe agenții. Oamenii în ultimii ani, except în perioada asta de criză, au câștigat mai mulți bani și atunci vacanțele lor cumva s-au upgradat, au ajuns la un alt nivel de petrecere a timpului liber, a concedilor și a mai departe. Și da, există în acest moment, să zicem un număr foarte mare de, de români care, care călătoresc. Iar eu cred că ar trebui să facem o distinție între excursie și călătorie. Sunt foarte mulți cei care preferă excursiile însemnând sau încercând eu să definez prin aceasta o petrecere a vacanței într-un confort, la un hotel destul de bun, cu mâncare pregătită, cu familia eventual, deci într-un mediu liniștit, departe cumva de provocări existențiale, să spun așa, pe când există și acea parte a românilor și în general a europenilor, zic eu, sau americani sau oameni care trec prin școli, care citesc cărți și care într-un anume moment al vieții lor își doresc să călătorească, deci să-și schimbe percepția asupra vieții pe care au trăit-o până atunci și renunță la confortul acesta de hotel cu toate opțiunile incluse și aleg să și riște chiar viața într-un anume sens, ca să cunoască, să facă o călătorie inițiatică, să-i spunem. Asta, asta voiam să, 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 să vă întreb, s-a depășit deja și în România faza turismului de masă, iată, nu va... știu dacă s-a depășit, dar ideea acestui dosar e și de a arăta ce, poate, ce cu ce o putem înlocui sau ce alternativă avem la acest turism, i-am Mi zis turismul all-inclusiv, unde într-adevăr ai ghid, ai tot confortul de acasă, Uh, există o plăcere în a pleca de acasă tocmai și pentru a renunța la tabieturile, obiceiurile, luxul confortul și a mai departe și a descoperi, cum zicea și Maria, diverse uh, alte forme de, de a trăiște, a vedea lucrurile. De altfel, și uh, ea și eu călătorind în, în Est, în India, în Nepal, ne-am întâlnit cu foarte mulți tineri din toată lumea care pleacă imediat ce termină facultatea sau poate chiar înainte în acest tip de călătorii, uneori durează luni de zile, poate chiar un an, dacă nu chiar mai mult. Ani la rândul. Ani la rândul, așa. da, da, da. Cu resurse puține sau făcând diverse joburi în țările unde, unde ajung, predând de engleză de pildă în, în, Corea. În Corea, dar exact. foarte se predă engleză în Corea, probabil numai de către trecări în da, momentul și ăsta. se câștigă undeva pe la 7.000-8.000 de euro într-un an și atunci cu banii aceștia poți să călătorești alți doi ani, probabil. Și om... Dar nici nu stau da, să predau un an de zile, predau uneori doar câteva luni, la grădinițe sau la școli, în sate, unde unde e mai oferta, să zicem, e mai atractivă pentru astfel de călători. Ei bine, ideea asta de a pleca de acasă și de a călători face parte dintr-un fel, da, dintr fel de școala vieții din cei șapte ani, să zic așa, nu sunt șapte, dar din ideea de, de a vedea puțin lumea înainte de a te stabili într-un job, înainte de a ți întemeia o familie și așa mai departe. Or, în România, cel puțin, acest tip de cultură nu există. Abia acum începe să se formeze. Întrebarea este care, care ar fi, să spunem așa, portretul robot al, al celor care optează pentru astfel de călătorii, care sunt, cum spuneai, Maria, călătorii inițiatice până la urmă. Nu știu dacă există un portret robot al condițiilor care determină această călătorie, dar din ce mă gândesc eu, așa cum arată un astfel de călător, își lasă barbă, <laughs> cum este <laughs> Marius acum, de obicei, dacă sunt bărbați, adoptă acel stil lejer de îmbrăcăminte care începe să apară și la noi, cu pantaloni largi sau colorați, cămăși tot așa legere care să le permită mișcările și în același timp care să-ți dea senzația de de libertate, de nestabilire într-un anume loc. Și atunci, la fel, și părul începe să arate diferit și nu neapărat ordonat. Cercei încep să apară, medalioanele cu semnificație personală sau cu o puternică amintire. Rucsac în spate și tatuaje, eventual. <gătări> Marius, tu cum, cum ai completa acest portret? Dacă da, mai ai asta nevoie e nevoie de completa? să facem lucrul de fapt în da, portret. No, no, de altfel. Există, e, e veritabil tot ce spune Maria. Pe de altă parte, în, nu e exclusiv? Ne, nu, dar vreau să zic că în, în, în țările astea îndepărtate, unde mergi, vezi și turistul clasic care arată chiar ca un turist, adică o ochelari de soare, haine complet occidentale, aparatul foto de gât, genul ăsta de, de turiști de fapt coexistă cumva. Într-adevăr, nu poți să rămâi într-un loc foarte multă vreme și să păstrezi locul și hainele de acasă, într-un fel te integrezi în peisaj, fie că vrei, fie că nu, iar dacă pleci pe munte sau în deșert sau... Apropo de barbă și păr, e mai ușor să să le ai și să nu stai, să te bărberești că n-ai cu ce sau să te tunzi sau așa mai departe. Asta nu înseamnă că ești neapărat, începi să devii, să -mi miroși sau așa ce. E pur și simplu un alt fel de a-ți vedea corpul într-un alt context cultural. Aș vrea să adaug eu ceva. Un coleg de-al meu din universitate, care a fost la o bursă în Bali, s-a întors de acolo cu o micuță balineză de mână, cu care la câțiva ani după ce s-au întors în România s-a și hotărât să se căsătorească. Neputând face nunta pe ritual creștin, au hotărât să se ducă în Bali ca să oficieze nunta după ritualul hindus. Așa că ne-a invitat pe toți colegii săi de facultate să mergem și să-i vedem la nunta lor în Bali, ceea ce unii dintre colegii mei chiar au făcut și apăreau poze cu ei îmbrăcați în costume tradiționale pe care unii le comentau, a, păi de ce te-ai îmbrăcat așa că nu arăți bine sau arăți prea sexy sau nu știu și spuneau, domne, ăsta este costumul, așa trebuia să arătăm, trebuia să ne integrăm. Da, reacția e uneori a e un snopism, așa vrei să, dar de fapt nu e, e cel mai firesc lucru care ți se întâmplă acolo dar vreau să completez uh, portretul ăsta și uh, cumva și cu altfel decât în afara înfățișării fizice și anume că oamenii care călătoresc așa uh, aleg să de fapt să asimileze foarte mult din cultura pe care o, o vistează pentru că dacă nu mergi într-un loc și nu mănânci ce mănâncă localnici, dacă nu asculti muzica lor, poveștilor și mai departe, de ce te mai duci? Oamenii ăștia, de fapt, nu doar că renunță la confortul de acasă, dar sunt foarte curioși și foarte dispuși să încerce altceva. Cum ziceam, de la mâncare la tot, pentru că abia în felul ăsta cunoști cu adevărat locurile îndepărtate unde, unde te duci, pentru că momentul în care ajungi atât de departe de casă nu prea mai ai referințe, nu mai seamănă nimic cu ce. Una e să în Europa unde, de fapt, cu toții trăim mai mult sau mai puțin la fel, și nu ai să mergi atât de departe în Est, unde aproape nimic nu se mai potrivește cu ce știi tu. Dar ce, ce trezește apetitul pentru astfel de călătorii inițiatice? E fugă de realitatea cotidiană? E dorința de nou? Ce, ce determină, practic? Asta e chiar textul Mariei din dosarul <laughs> meu, așa că răspunde tu, Marie. <laughs> Dacă e să răspund la modul personal uh, acestei întrebări, aș spune că uh, dorința de călătorie vine și dintr-o neadaptare la condițiile oferite de societatea uh, aceasta românească, pentru mine personal. Și atunci eu am încercat cu toate mijloacele să supraviețuiesc. Cumva, și să mă să văd dacă am dreptate, în ceea ce simt că ar trebui să fie o normalitate atât pentru mine, cât și pentru cei care mă înconjoară. Să mă găsesc oamenii cu care mă potrivesc sau uh, felul de a fi și de a mă comporta. Și atunci am încercat să evadez într-adevăr, deci să las în urmă cât am putut de puternic, uh, și familie, la un moment dat, și uh, prietenii de bloc de cartier de școală, de facultate, de... tot am lăsat în urmă, și m-am rupt și am plecat. Și acolo departe fiind de, de toate lucrurile acestea, m-am redescoperit, mi-am dat seama că am dreptate uh, să cred ceea ce cred, m-am liniștit cumva și când m-am reîntors, um, mi-am continuat drumul cu noua înfățișare spirituală, să zic așa. Sper <laughs> fi dar... două întrebări scuze... Care a fost primul sentiment în, în contact cu altă lume? Pentru că vorbim practic de altă lume, și care a fost sentimentul, prim, prima senzație de la întoarcere? Pentru că e interesant de știut. Um, Mi-amintesc că a fost um, o foarte mare frică atunci, nu neapărat de oameni, cât de tot ce mi s-ar fi putut întâmpla. Uh, surprinzător. Oamenii nu, nu m-au speriat deloc acolo, chiar când uh, le-am intrat în casă, chiar când prietenii mei îmi spuneau: Nu te duce cu indienii aceia, m-au luat pe scooter sau mai știu eu ce, uh, m-au dus pe la temple și uh, tot felul. Uh, nu m-au speriat oamenii cât mediul înconjurător, microbii și probabil că se reflecta uh, această frică și în uh, relațiile interumane. Pe parcurs, însă, uh, am descoperit o stare de fericire pe care am încercat să o continui și acasă păstrându-mi în același timp ciudățenia pe care o descoperisem acolo. Oamenii te acceptau cum, cu cât erai mai ciudat și cu cât îți păstrai această individualitate sau ți-o formai, cu atât erai mai acceptat în grupul lor și atunci eu întoarsă în România, am încercat cumva să-mi păstrez chestia aceea pe care o consideram deja putere personală da, pe parcursul vremii s-a mai diminuat dar Forța în sine cred că a rămas cumva ascunsă în suflet. Prima senzație de acasă a, era mic, totul era strâmt. Maria. Da, în completarea Mariei zice că uneori sau poți pleca nu neapărat sau nu doar pentru că dintr-un sentiment de inadaptare, ci și din acest sentiment de care aici ai de uh, lărgire cumva. Presi. Uneori simți că aici ai cam epuizat. Uh, ce să, modul în care absorbi energii și informații idei noi și atunci vrei să vezi uh, cum te comporți tu altundeva, să-ți lărgești cumva orizontul e foarte multă curiozitate de fapt uh, și dorința asta de aventură până la urmă, să pleci undeva unde nu știi ce o să găsești cum o să te întorci și mai departe e una dintre cele mai frumoase, cele mai bune sentimente pe care le poți avea în ceea ce crește călătoria așa că... Um, Întoarcerea acasă, într-adevăr, nu e. poți să te simți foarte mic, poți să cazi într-o depresie sau, dintr-o dată, poți să te simți mult mai bine pentru că. Um, ai dintr-o dată o imagine mult mai uh, largă a ceea ce îți place cu adevărat, dintr-o dată prioritățile tale se schimbă, îți dai seama ce îți place cu adevărat și pentru ce merită să treci și să faci eforturi și să cheltuiești banii și să investești timp Așa și ce de fapt nu înseamnă mai nimic și n-ai rost să îți mai pierzi vremea cu alea. Se, se produce cumva o decantare a, a ceea ce te reprezintă pe tine. Uh, pot părea niște cuvinte mari și chiar și când zici călătorie inițiatică și n-aș vrea să înțeleagă oamenii când zici inițiatică în sensul de mistică sau că ai vreo revelație din asta care îți schimbă profund felul de a fi. Nu, pur și simplu se întâmplă niște lucruri minunate care altfel nu ți s-ar fi întâmplat sau pleci în căutarea lor și e bine că se întâmplă. În sensul ăsta inițiatic, ca descoperi alte lucruri, nu că dintr-o dată ca în Nou vechiul testament, știi, ai o revelație din aia și începi să profețești. E, e foarte greu să reziști și fizic la o astfel de încercare și atunci căpătând încredere în tine că poți trece prin toate aceste încercări, devii mai puternic și sufletește și tot așa. Da, îți crește încrederea exact. în tine. De fapt, no, da, da. te întorci de acolo și ai, eu am făcut asta, am fost așa. Uh, îți dăm mult mai multă încredere în forțele proprii și în capacitatea de a te exprima, de a crea și mai departe. Vorbesc de Maria, care e muzician și... Nu, dar și, și tu ai fost... Am făcut același traseu în Nepal, în da. da, fără să știm... La distanță de câțiva ani. <laughs> um, și uh, pentru mine, um, ca... Cum să spun, ca o persoană care a mers mult pe munte, a fost o experiență foarte puternică această tură, mai ales pentru că mi-am cunoscut foarte bine corpul și mi-am dat seama că există o limită peste care nu pot să trec, nu rezistă mai mult corpul, dar în același timp, printr-o răbdare, printr-o încercare foarte puternică a condițiilor de acolo, pot să depășesc momentul. Este vorba despre acel pas de la mm. 4500 torongla. 546, care, care e exact. de fapt cea mai înaltă trecătoare din lume și uh, uh, într-adevăr e o încercare pentru oricine, în primul rând pentru că nivelul de oxigen este la jumătate din cât Și este nu mai poți să mergi și nu mai corpul azi. tău da. se, de fapt are niște reacții pe care nu ți le înțelegi și mai departe. Dar apropo de limitele astea eu am descoperit și altceva și anume că de fapt noi aici nu ajungem niciodată de fapt la capacitățile reale ale corpului nostru. Și asta e interesant de fapt că noi complăcându ne într un mod de viață foarte confortabil și foarte unde avem totul la îndemână și mai departe de fapt lâncezim. Suntem, ducem o viață unde corpul nostru nu prea are ce face și noi ne plângem că, vai... Mă dor Da, că am mers nu știu cât pe jos nu știu ce, dar de fapt corpul nostru este pregătit și este născut și făcut în așa fel încât să facă foarte multe și noi nici nu știm de fapt. Și descoperi instinctele multe lucruri se arată. Eu mi-amintesc că rezistasem cel mai bine până în momentul acela traseului, nu mă durea nici capul, nu aveam probleme cu stomacul, n-am avut febră, n-am avut nimic. În ziua aceea am plecat așa, ca o săgeată, mă gândeam, eu o să uh, ajung în pas și o să fie totul minunat, și pe drum uh, tot uh, mi se diminua ritmul, încercam să depășesc niște grupuri și mă opream pentru că nu mai puteam să respir, și a început să mi se facă din nou frică pentru că vedeam că nu rezist, nu, nu pot să-mi depășesc pragul acesta fiziologic și cu toate acestea tot încercând și, domne, nu se poate, mai avem încă un kilometru, nu, nu, nu poți să te lași chiar așa, am ajuns, dar foarte, foarte greu și știind de acum înainte că pot să depășesc această limită aparentă a corpului, da, <laughs> sunt mai puternică. <laughs> acum, revenind la, la, la schimbările pe care, iată, le provoacă și la nivel spiritual, ca să spun așa, uh, Marius, Maria, amândoi sunteți creatori. În ce măsură inspiră o astfel de, de, de călătorie? Să scrii, Marius, mm -hmm. iată, uh, poți să ne spui mai multe despre da, cartea mă rog, ta, să, da. să compui, să... Cartea mea e, de fapt, povestea întregii, o lună întreagă, practic, a durat în toată călătoria mea prin Himalaya. Și e povestea, a, a acest încercări prin care am trecut și fizice și uh, emoționale pentru că e foarte multă cantitate de emoție pe care o consumi în perioadă Aștepta dinainte faptul că ți-e frică că nu știi uh, de fapt uh, ce ți se întâmplă acolo pe munte la altitudin foarte mare e să pățești uh, să ai sindromul de uh, acute mountain sickness și care te întoarce din drum ca să supraviețuiești, trebuie de fapt să te întorci și știind că ți se poate întâmpla acest lucru care, pentru care nu te poți antrena, e ceva ce ți se întâmplă sau nu ți se întâmplă, li se întâmplă oamenilor care trăiesc acolo și care au trecut prin pasul ăla de zeci de ori ani în șir, nu e ceva de care te poți feri pur și simplu, uneori cum îți e norocul. E bine, e foarte multă energie cheltuită înainte de a ajunge în pas, pentru că nu știi dacă vei trece, ți-e teamă, nu știi cum să te comporți. Dar și după aceea, pentru că în momentul, nu știu cum a fost la Maria, dar după ce treci prin pasul ăla, nu mai găsești pentru următoarea perioadă a trekking, nu prea mai găsești motive, dintr-o dată ai îndeplinit celulă ăla și zici și acum ce mai fac, o doamne, ce scopul mai găsesc în viață și mai departe. Adică e o cădere foarte mare după ce... E, dincolo de toate, tot acest consum de energie și de emoție, e și povestea foarte multor oameni interesanți pe care i-am întâlnit în Himalaya și a felului în care trăiesc, al obiceiurilor lor. Nu e o carte de creativitate în sine această, cartea mea despre Himalaya care o să apară în, în primăvară. Dar uh, am descoperit uh, acolo foarte multe subiecte și am avut multe perspective pe care ulterior o să, le, o să se reflecte de fapt cumva în ce o să scriu eu în cartile mele de ficțiune viitoare sau așa. La Maria, nu știu, cu muzica Maria, să zică iată, ea. Iată, cum, cum, cât de mult te inspiră o astfel de călătorie? Am... Cred că ce am descoperit acolo, foarte important, de fapt, a fost sentimentul apartenenței la o rețea de oameni, care nu neapărat trăiesc într-un anume loc, în același loc, dar care prin. prin Propriile lor personalități, creează o rețea uh, foarte unită, de fapt. La un moment dat ai senzația că te înțelegi cu oamenii aceștia fără să trebuiască să explici lucruri. Și atunci, uh, întorcându-mă acasă, mi-am dorit uh, să se întâmple și aici așa ceva. Deci, eu să am senzația că aparțin uh, unui astfel de grup, unei astfel de rețele de oameni cu care să mă pot înțelege, comunica non-verbal prin intermediul muzicii, s-a dovedit până la urmă. Așa că um, s-a întâmplat lucrul acesta. L-am redescoperit pe fratii meu cu care am început să cântăm împreună, uh, s-au alăturat nouă alți prieteni cu care am început să ne întâlnim și să facem muzică și încet, încet uh, s-a ajuns la o formulă de patru ne înțelegem pur și simplu și lucrul acesta generează muzica pe care o facem. Cred eu că este și rodul călătoriei din India și este într-adevăr ceva ce mi lipsea cu desăvârșire înainte pentru că am făcut muzică de mică, am trecut prin toate școlile care îți oferă calificarea necesară pentru a fi muzician, dar cred că de-abia acum începem să înțelegem despre ce e vorba. Deci dacă vrei e cumva o, un traseu comun. Vă gândește că și Beatles și-au plecat în India și când s-au întors s-au Dar ce a, ce -a fost când am mers la Ashramul lor acolo unde ne-am întâlnit cu un personaj care a început să ne povestească de Babaji și, și am început să-l căutăm pe Babaji pe acolo am căutat maimuțele am mers în locul acela, am sărit gardurile erau doar maimuțe și liane crescute pe acolo, dar tot simțeam așa aici au fost Beatles și eu. Sau uh, Paul Simon care a mers în da, Africa da, așa da, mai da, departe. Da, da. Cum ziceam, e vorba de de genul ăla de a-ți uh, lărgi puțin perspectiva și uh, contactele pentru a, a primi un alt tip de inspirație, dacă vrei. Și atunci se instalează, bănuiesc, un microb. Nu vă mai. Este e întrebare retorică. Adevăr că, că, odată ce faci treaba asta, îți dorești foarte mult să mai pleci. Nu, nu acolo. Adică ideea e plecat în sine. Despre asta e vorba. De, ca cunoaște. De fapt, trăim într-o lume mică. Noi așa avem prestea, Știi că e globalizare, internet. Cunoaștem totul. Dar de fapt este atât de mare și sunt de multe lucruri de văzut. Încât odată ce ți-ai dat seama de dimensiunea asta, nu mai asta vrei să faci. Mie mi s-ar părea cel mai tare lucru care ar putea să ni se întâmple acum să călătorim exact cu grupul acesta și să mergem să cântăm în diferite locuri, nu neapărat în uh, marile centre de muzică experimentală uh, din Austria sau Germania, ci exact, uh, uite, de exemplu, în Iordania, unde a fost Marius, nu știu cum ar suna muzica noastră acolo, dar bănuiesc că s-ar găsi uh, formule și că uh, mesajul este același, de fapt. O întrebare, de unde, de unde, cum, cum se alege destinația? Pentru <laughs> e ori, foarte important. Da, uh, 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 uneori nu alegi tu, o alegi un prieten de-al tău, cum s-a întâmplat cu mine în cazul Himalaiei, dar și în cazul Iordaniei, apropo. Uh, în momentul când ești într-o rețea, cum ai zis, rețea, așa cu ghilimele, cum ai zis Maria, și ai prieteni care călătoresc, uh, firește, cel mai bine e să nu pleci singur și să pleci cu cel puțin un prieten, dar nu cu prea mai mulți. Adică unu, doi prieteni cam asta ar fi, să zicem, grupul perfect. Și, prietenii ăștia când ai o rețea, vin cu idei. Ce-ar ce fi să plecăm acolo? Tu îi întrebi ce -ar fi, cine merge cu mine dincolo. Deci, uneori, nici nu-ți aparține ție destinația. Alte ori, te alege cumva, ia pe tine. Pur și simplu se întâmplă, nu știu, să descoperi un, un blog al cuiva care a fost nu știu unde și să, să te prindă acel loc despre care îl povestește. Dar, cum ziceam, uneori nici nu contează unde te duci cu Contează să fie departe, să ajungi într-un loc despre care nu știi foarte multe. Ca asta asta e beleaua cu noi că noi de cele mai multe ori plecăm în locuri pe care le știm sau le cunoaștem și vrem să revedem sau să vedem lucruri pe care și alții foarte mulți le-au văzut. Ideea e să faci ceva pentru prima dată tu. Noi am citit foarte mult Mircea Eliade, și atunci India se impunea. Da. China n-a fost în niciun caz opțiunea mea, așa s-a nimerit, dar doream să merg în Africa. Și atunci când a apărut proiectul acesta care suna extraordinar, 12 jurnaliști din Europa, 12 din Africa, am zis, asta e pentru mine, acum mă duc în Africa, o să rup Africa în două. <laughs> <laughs> și am ajuns acolo, dar niciodată nu știi când călătorești, ce ți se poate întâmpla și uh, interesantul poate, poate să apară uh, de nici nu știi de unde poate să poți să mergi pe stradă și să uh, ți sară ceva în ochi care să te schimbe pentru tot restul vieții sau pur și simplu uh, procesele interioare care se întâmplă uh, ajung la o asemenea intensitate încât te întorci de acolo cu totul și cu totul alt. Om. E Să ne imaginăm Ideea da. asta de, de călătorie unde nu știi exact unde te sau ce fel de contact ai cu lumea respectivă să ne imaginăm următorul exemplu un străin vine în București da? și, se, și vrea să afle ceva despre cultura tradițională da? unde merge? La muzeul satului da? e, un alt străin vine în România dar se duce undeva de capul lui la o stână undeva în munți și stă vreo două zile acolo cu niște ciobani despre asta e vorba ce fel de experiență are unul ăsta care se oprește cumva la obiectivul turistic și celălalt care merge undeva departe, e des Același lucru se întâmplă și cu ce zicea Maria. Una e să pleci într-un loc așa, fără nimic organizat, și alta e să încerci să descoperi tu. Care ar fi atitudinea potrivită? Pentru că te poți încuia, te poți deschide. Cum trebuie să fii ca să ex exploatezi la maximum experiențele? Care trebuie să fie? Stare? Eu cred că în momentul în care pleci la modul ăsta, e deja deschis, ești suficient nu? de deschis, da, zis, uh -huh. sigur. Uh, Într-adevăr, sunt niște riscuri pe care trebuie să-ți le asumi și maria cu igiena în anumite țări, cum e India, de pildă, sau Nepalul, care, într-adevăr, sunt niște țări foarte sărace și foarte mizerabile, într-adevăr. Mulți nu rezistă din punctul ăsta, e, e mai mult decât o chestiune de igienă, cât și una mentală, pentru că nu poți să te simți confortabil într-o țară atât de săracă și așa de mizerabilă, dar nu așa e peste tot. Cred că trebuie să ai atitudinea burete. Și să absorbi cât de mult poți din ceea ce ți se oferă. Noi nu suntem cum sunt australienii, de exemplu, care își permit să călătorească fără sfârșit an la rândul și care te întreabă când te întâlnești cu ei deci care este destinația ta următoare. Și de noi far... acasă, da. noi acasă. <laughs> da. Și atunci, noi drămuindu-ne banii ca să putem să plecăm undeva departe, trebuie să profităm la maximum de tot ceea ce se oferă acolo. Acum vin cu o întrebare meschină, pentru că tot vorbim despre de asta. Cât trebuie să investești și cât timp durează ca să pregătești o astfel de călătorie? Asta e o, e o întrebare pentru care există mii de răspunsuri și Corect, foarte multe variante. De destinație, Eu am cunoscut o fată din Chile care călătorea un an de zile cu un buget de 2000 de euro. Prin Asia în Tura noastră de două luni și jumătate Din India și Nepal S-a ridicat undeva pe la 1000 și ceva de euro Inclusiv uh, biletul de avion uh, Există și alții Care spun că uh, Dacă te duci în Thailanda, de exemplu pe păi trebuie vreo 2500 de euro Dacă vrei să stai vreo patru luni pe acolo Eu zic că deja e mult nu, adevărul că toate țările despre care vorbim de ceva vreme în discuția noastră din de Orient sunt foarte ieftine față de România, deci noi nu ne imaginăm cea mai scumpă investiție în a pleca atât de departe este biletul de avion. Dar dacă știi ce vrei să faci și țilei lei cu șase luni cel puțin înainte, costurile sunt cale unui bilet de avion de aici la Praga sau Habanam, deci okay. foarte puțin. Iar odată ajuns, ajuns acolo, poți să cheltuiești pe mâncare de genul 3 dolari pe zi sau adică uneori costurile sunt sunt, astea nu întrebare meschine cum ai zis tu, ci costurile sunt <laughs> meschine Și uneori. Nu, nu recomandăm neapărat Lonely Planet, <laughs> nu este recomandabil ca ghid de călătorie Deși el e sănătorie... da, Unde dacă cineva care este neinițiat, da, vrea ca nivel să de informație facă... ghidurile Lonely Planet sunt cele mai bune, dar ele se adresează mai multor tipuri de, uneori îți oferă într-adevăr și ponturi pentru locuri de unde poți să mănânci sau să dăm foarte ieftin, dar îți oferă și locuri foarte bune, pentru că nu toți călătorii sunt la fel. Adică, da, poți să-ți alegi nivelul tot. Într-o excursie în Grecia, să spunem, mm -hmm. de două săptămâni poți cheltui mai mult decât într-o tură de două luni da. în Asia, de exemplu de altă parte mai există și un alt obstacol. Citeam timpul. în dilema timpul evident, care este obstacolul suprem, ca să zic așa, dar sunt obstacolele birocratice. Vrei să vizitezi o țară nu tocmai democratică, pentru da, că am înțeles că există și acest gen de turism asta extrem. Asta e <laughs> într-adevăr, foarte frumos al Laurențiu Brătean, critic de film și care este un mare, mare călător și mai ales în locuri pe care noi ceilalți nu știm unde sunt pe hartă, cu, mă rog, cu excepția Iranului și altor țări de care s-a îndrăgostit, călătorește foarte mult și în fostele republici sovietice, despre care iar nu știm foarte multe. Într-adevăr, în multe din aceste țări există probleme, mai ales în țările care au dictaturi sau el, fiind și jurnalist, are mari probleme. Pentru că multe țări, cum ar fi de pildă Corea de Nord, nu acceptă foarte ușor jurnaliști în <laughs> acolo. Uh, sunt, dar gândiți-vă cât de mult am pierdut noi, între ghilimele zic, din punctul, și numai din punctul de vedere, prin această globalizare, pentru că înainte o astfel de călătorie cu emoții la graniță, cu astea, făceau foarte mult din savoarea unei călătorii, adică noi astăzi călătorim foarte ușor, îți cumperi viza în multe țări, acolo unde mai e viză de pe aeroport, nu mai înseamnă mare lucru, dar să stai cu inima strânsă că un grănicer undeva poate să probleme, asta e o mare Sursă de satisfacție, de fapt. Pot să-ți povestesc eu cum a fost cu viza de Rwanda, <laughs> <okay, laughs> pentru okay. care am, uh, am aplicat de vreo trei ori. Uh, nu mi s-a răspuns niciodată uh, cum că aș avea vreo șansă să o obțin, deși toată lumea îmi spunea uh, ai răbdare, ai răbdare că o să vină viza. Asta până când uh, în, uh, în ziua de dinaintea avionului către Ruanda eram în uh, Bruxelles și uh, tot nu se întâmpla nimic, așa că am început să dăm telefoane peste telefoane, am asadorului african de la Paris, nici nu știu, s-au pus pile între ghilimele pentru noi de la un centru de jurnalism american pentru Rwanda, s-a vorbit la telefon, am primit lecții de diplomație, cum se scrie un mail oficial, ce cuvinte să eviți, ce fraze, ce tip de fraze să faci ca să ai șanse să obții, în cele din urmă încercând să îi convingem pe oamenii din Rwanda, care nici nu vorbeau o engleză perfectă și liniile telefonice se întrerupeau și să please, please, we need the visa! Nici ni, o reacție din partea lor, spuneau că am greșit ceva, am reformulat cererile, am ajuns în aeroport a doua zi de dimineață, nimic, 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 nu se întâmplat nimic, toți ceilalți se îmbarcau, eram trei fete care așteptam viza. și în cele din urmă nu știu ce s-a întâmplat în mintea lor, în sistemul lor, în, în ființa lor, nu știu ce s-a întâmplat și cu 5 minute înainte să se închidă porțile la avion am primit toate trei pe mail în același timp viza de Rwanda, așa că emoțiile credem că există, și mai ales pentru noi care aveam o perioadă atât de mică de timp de petrecut acolo, 10 zile. Dacă am fi pierdut încă două zile în Bruxelles, n-ar mai fi avut niciun sens. Deci iată că există și această, aș și pe partea aceasta. Timpul african, când vorbeai tu despre această um, absorpție a culturii mm. locale, chiar mă gândeam că unul dintre principalele elemente ale unei astfel de călătorii este să-ți petreci timpul ca localnicii și atunci înțelegi această curgere diferită a lucrurilor. Dar în ce măsură, acum mă întrebam, în ce măsură mergând într-o țară exotică cu obiceiuri exotice, trebuie să știi anumite reguli de aur ca să nu, să nu intri în conflicte, să nu... Dacă ai ghidul Există <laughs> se spun, nu fa aia, nu fai, ai grijă să nu faci așa. A, în în culturile de genul ăsta și la hinduși erau multe lucruri erai sfătuit să nu le faci. Nu. Altele sunt de bun simț, de genul nu fă fotografii localnicilor înainte de a întreba dacă vor să fie fotografiați sau există, cum să zic, uneori nici nu trebuie să ți le spună cineva pentru că sunt regulile bunului simț. Alteori, într-adevăr, ești sfătuit să, nu știu, să nu folosești mâna stângă când mănânci sau... Dar vorbim totuși de niște locuri unde există o, relativ afluență de turiști și localnicii s-au obișnuit, adică, ok, văd un turist care încalcă aceste reguli, dar nu se întâmplă nimic, pentru că s-au obișnuit și ei, adică nu, probabil că într-o țară arabă există niște reguli mai stricte, într-o țară arabă mai ortodoxă, așa, există reguli mai stricte unde trebuie să le respecti, dar nu cred că te pasc așa foarte mari pericole în multe din țările despre care am vorbit, nu? Da, și eu sunt de aceeași părere. Acum, întrebarea este, asta era întrebarea, de exemplu, dacă ai ajunge într-o destinație unde nimeni n-a călcat sau a călcat foarte rar, care ar fi reacția oamenilor? sar pe tine tot timpul. Sunt foarte curios, dar asta e A, aici aș, aș aduce, aș spune ceva așa, numai că noi tot zicem ospitalitatea românească. Eu vreau să spun că în, de când călătoresc în locuri din astea foarte îndepărtate, unele primitive, nu doar exotice, conceptul de ospitalitate în capul meu s-a redefinit complet. Adică oamenii ăia sunt în stare să facă să fie atât de amabili și să fie atât de politicoși și să facă niște gesturi de generozitate atât de mari încât nu ți-ai imagina vreodată că vreun român sau altcineva alt european le ar face. Adică vorbim și niște de niște țări care te tratează extrem și ei de fapt oamenii ăștia sunt extrem de mândri și extrem de bucuroși că cineva un european sau așa vin să vadă să-i vadă la ei acasă, vin să uh, curioși în ceea ce privește cultura lor și atunci te tratează extraordinar de, de bine și adică n-am simțit niciodată că, că mă aflu într-o zonă unde sunt uh, nu știu un intrus m-am simțit Bine de fiecare dată, tocmai pentru că ei, de fapt, își dau seama că genul ăsta de, de, de oameni sunt mânați de o adevărată curiozitate și dragoste și poate chiar admirație față de cultura lor, și atunci de ce să nu îi primească foarte bine? Acum, întrebarea este, România este deja o destinație pentru acest gen de călătorii? Sunt străini care vin în România să caute altceva, locuri mai ascunse, locuri, iată, spuneai tu, o stână. Să, dacă mergi prin mulți găsești mulți străini care fac trekking și la noi. Și orașele și satele sunt destul de... Accesibile unei astfel de gândiri asupra călătoriei. Aș vrea să amintesc o carte pe care am citit-o recent. Este vorba despre uh, o, un volum scris de un călător englez. Nu-i mai rețin numele în momentul de față. Chiar așa se numește Călătorie în România. Uh, el a venit aici cândva. Prin 1938-1940, l-a cunoscut pe regele Carol al II-lea, venise mânat de o curiozitate care însemna: mă duc în România, țara de la capătul Europei. Așa era ea, aceasta era imaginea ei în acea perioadă. Ei bine, ce a descoperit omul acela aici m-a schimbat pe mine, mi-a schimbat mie percepția asupra locului în care românesc și mi-a dat un alt sens al faptului că m-am născut aici. Era uh, vorba de uh, un ecumenism foarte adânc, de tot felul de tipuri umane pe care el le descoperea, de uh, senzația romanțelor pe care le auzea de la terase și despre care spunea că le auzi odată, dar nu le poți reține, senzația lor îți rămâne în memorie și vrei din nou să le auzi. Și atunci... Uh, descopeream de ce de ce m-am născut aici. Există o frumusețe a locurilor, o um, un, oamenii îți pot spune foarte multe. La fel despre mănăstirile din Moldova, de exemplu, pe care el știa să le descrie foarte bine și estetic și să le încadreze într-un anume curent arhitectural și tot așa mai departe. Deci eu zic că România încă poate să fie foarte interesantă pentru astfel de călători. Da, asta mă întrebam pentru că... Că orice loc foarte aproape, noi nu mai știm să-l vedem da. în toate Detaliile lui. Pe de altă parte, și călătorile acestea departe te învață câte ceva despre propria țară și propria cultură. Uneori, călătorii departe, ca să îți dai seama ce se, ce se întâmplă la tine acasă. No, eu mi-amintesc am că citeam tot. citeam Jules Verne sau nu știu, mm. citeam tot felul de alte cărți și acolo peste tot apărea conceptul acesta de colonie. Ești obișnuit. Să auzi că țara respectivă a fost o colonie, ca așa. Eu mergând în Africa, am simțit pentru prima oară că România n-a fost niciodată colonie. Faci <laughs> mental, așa faci imediat foarte clar distinția dintre ce înseamnă să fi trăit într-o anume istorie și ce înseamnă să fii, așa cum erau cei de acolo, colonizați și să aibă conștiința aceasta. Ne apropiem din păcate, încetul cu încetul de finalul emisiunii, am să vă adresez o ultimă întrebare. Maria, iată, ai fost în India, ai fost în China, ai fost în Africa, care ar fi următoarea destinație pe care ți-ai fixat-o, dacă ți-ai fixat vreuna și care ar, ți s-ar părea cea mai excentrică dintre toate? Am, renunțat cel puțin pe moment la această gândire asupra călătoriilor că ar trebui să fie neapărat exotice sau mm -hmm. că ar trebui să fie nu, extravagante. Nu în sensul că nu îndepărtată, îndam îndepărtat, exact, în, a, exact ieșite din comun, nu Atena, Paris, da, Berlin. Aș vrea să merg în America de Sud, de unde sunt Borges și Sabato și aș vrea să merg în România. <laughs> Cred că, cred că am... Așa se încheie, de fapt, textul cu această excursie pe care am făcut-o în Delta și care m-a marcat foarte puternic și cred că aș vrea să merg în România pe undeva de unde vine o parte a familiei mele și să-mi cunosc și oamenii de acolo. De unde? Câmpul lung moldovenesc. Marius? <laughs> și eu tot în America de Sud, nu în Argentina cum, cum vrea Maria, eu aș vrea în Peru și cum ziceam, încerc să fac demersurile de pe acum, ca să mă coste mai, mai puțin. Da, în Peru și Bolivia și Chile ar fi alte două țări da. unde, unde aș vrea să ajung. Anul trecut, văzând foarte puțin cei drept din Brazilia și în Argentina. Dar da, cam asta, America de Sud. Poate facem o călătorie împreună, acum că ne-am Vă mulțumesc mult de tot cu speranța că le-am trezit apetitul pentru călătorii ascultătorilor și cititorilor dilemei. Vă invit, citiți acest număr din dilema, veți găsi lucruri minunate în el. O seară bună!